Legătura dintre coloana vertebrală și organele interne. Cauza durerilor și afecțiunilor. Coloana vertebrală și organele, uneori, problemele cu coloana vertebrală pot cauza dureri în alte părți ale corpului. Acestea pot fi motivul pentru care tratamentele nu au rezultate pozitive. Tratând partea corpului unde durerea este resimțită, nu este țintită de fapt problema principală. Aceasta fiind aparent la nivelul coloanei vertebrale. Prin urmare, trebuie să aveți grijă de ea și de toate problemele asociate cu coloana vertebrală. Se pare că știind acea parte a coloanei vertebrale unde durerea este resimțită, poate spune multe despre problemele din alte organe. Creierul comunică prin intermediul nervilor spinali din coloana vertebrală cu tot corpul. Nervii sunt extensii ale creierului prin care acesta coordonează și controlează activitatea fiecărei celule, a fiecărui țesut și a fiecărui organ din corpul uman. Dacă această comunicare este perturbată de o disfuncție a creierului sau de o problemă apărută la nivelul coloanei vertebrale, apar puncte de presiune asupra nervilor ce pot perturba funcționarea organelor. Nervii spinali ies din coloana vertebrală și, în funcție de categorie, transmit semnală diferitelor grupe de mușchi și organelor interne. Lezarea oricărei secțiuni ale coloanei vertebrale va afecta imediat starea de sănătate a părților corpului care corespund terminațiilor nervoase ale respectivei categorii spinale. Chiar și mici deplasări ale vertebrelor au ca rezultat inflamația terminațiilor nervoase, consecința fiind durerile și bolile organelor interne. Diagrama de mai jos arată conexiunile coloanei vertebrale cu organele interne. Dacă vă confruntați cu o durere sau o senzație de furnicături în mâini, ar trebui să verificați coloana vertebrală din zona gâtului. 70% din durerile de cap sunt cauzate de probleme vertebrale. Problemele cu coloana lombară poate reduce sensibilitatea la nivelul picioarelor, împiedica mersul pe jos și cauza dureri în coapse și șolduri. Durerile de stomac, intestine și inimă poate fi un rezultat ale unei probleme cu partea din zona pietului a coloanei vertebrale. Problemele de vedere, tinnitus și dificultăți de la înghițire pot fi cauzate de o disfuncție a discului intervertebral. Prin urmare ar trebui să faceți exerciții fizice în mod regulat și să încercați cea mai bună metodă de a vă consolida coloana vertebrală și trata toate problemele legate de aceasta. Astfel puteți preveni și trata afecțiunea altor organe din corp. Multă sănătate oameni buni! Faceți mișcare zilnic minimum 30 de minute. Spălați-vă pe mâini masiv, consumați fructe și legume cât puteți, de mult și odihniți-vă suficient. Abonați-vă, apreciați și distribuiți.